You see, a while back, I was not much different than you. I also had these thoughts that killed my good conscience for a while. I looked at people who begged for money only through this filter of endless lies because it was more convenient, much easier than having to actually do something for them. But this was because I was too young to understand at that time that not all my thoughts are true, or the famous saying, don't judge a book by its cover. In 2020, I decided to do the opposite and see what would happen. Well, it gave me a completely new perspective on life, brought me joy and peace. And so, I want to share with you their raw stories without bringing any judgment into them. For these people, this is their life, the hard life they might never tell anyone about. I started this series because I strongly believe we all deserve a second chance in life. Besides the food, water, and clothing that I'm planning to give them, my main objective is to start miracles and inform them that it is not we humans that have the final say in their story, but God. Most of them don't think they deserve a second chance because they've been told so over and over again until they lost all hope. I'm planning to change that barrier. Starting with simple questions like, what is your name? Tata, eram copil, aveam 9-10 ani și m-am apucat de sport. Tata îmi plătea sala de sport de 3 ori pe săptămână. Sora mea a făcut atletism, tatăl meu a făcut culturism. Deci, tata nu știu ce l-a apucat pe el, că tot sprunci nu de la sport. Mi-am ars mâinile ca să nu simt că mă lovesc. Profesorul de sport, Dan Stuparu, m-am învățat să lovesc. Când am ieșit afară, am ieșit un criminal. Da, am omorât un om în discotecă. Stăteam, beam în discotecă și un om a aruncat cu cafeaua pe nevastă mea. Cafeaua fierbinte, ea săracă, am pus pe mine. Normal că o ars-o. Când i-am văzut fața, o ars-o. M-am disperat, m-am ridicat de la masă și atâta l-am bătut pe ăla. De murit săracul în discotecă. Omni, salvare, poliția, m-a aruncat. Mi-am cunoscut soția în Berlin. Eu vorbesc germană mai bine decât românește. În Berlin am cunoscut. Am luat. Ne-am făcut o fetiță. E mare, de 28 ani. Profesoară la o grădiniță, adică nu profesoară, educatoare la o grădiniță. Soția e medic. Sora e căsătorit. Bravo ei, Doamne ajută. Am omorât omul, am găsut în vis. Săraca venea la mine și zicea, mama, mărită-te, nu m-a așteptat pe mine, că stau aici 20 de ani. Nu m-a așteptat, mărită-te. 8 ani de zile mă căuta la poșcărie, cu mâncare, tot ce mi-a trebuit. După 8 ani de zile, săraca nu mai put un ochi, femeie, nu? S-o recăsătorit. M-am eliberat. Aici, pe banca asta, am picat jos, bolnav cu nimic. S-a sunat o prietenă mea, între ani, a sunat-o că a venit sărac. Și m-a tăiat pe spate, m-a operat de nimic, medic. Zice, Adi, nu pot să bag cuțitul în tine. Nu pot să bag cuțitul în tine. Zice, Adi, te ard și mă ard sculasă. Așa mi-a scos piatra din rinichea, m-a pus așa piatra cât unghia. De la pușcărie, că acolo mai mult nisip mâncam. M-a operat. Devine din nou, har Domnului, sunt bine. Problema e că a divorțat și s-a măritat. Și atunci, când a venit poliția la ușă și mi-a zis, Trian, semnează, ce să semnezi? Actele de divorț. Păi ești nebun, zic. Ce acte de divorț? Zic, ce acte de divorț? Zic, Adrian te cheamă? Zic, da. Uite, actele de divorț. Atunci am paralizat. Zic, cum Dumnezeu a divorțat? Atâta ani am iubit, atâția am ținut la ea.
Am cumpărat două mașini și două case. Nu. Uite. Stai. M-am dus la ea acasă. Când m-a văzut fiica mea, zice, tu ești tata. Da, eu sunt tata. Uite, tu scrie pe mine, zice, numele tău, Tina Bianca. Tina Bianca o cheamă, picior. E numele lui nevastă, nu s-a luat fiica mea. Zic, m-am mâzgălit ca să nu-i uit niciodată. Când a murit părinții mei și maică mea, am rămas singur. Nu mai știu exact când. Eram închis. A venit directorul să dacă cu ciucan în masă. Când mi-au zis 25 de ani, am rămas prost. 25 de ani. Știi, 25 de ani am făcut ochii. Am ieșit afară. Nu tu casă, nu tu masă, nu tu mamă, nu tu tată. Și de-aia stau pe bancă. Sunt pictor de meserie. Am terminat, am 7 expoziții, scrie pe internet, am 7 expoziții naționale și 2 internaționale. Nu am atelier, nu am unde. Unde să pictez aici, pe bancă? Unde? Cât am fost închis, preoții și poliția de acolo îmi cumpărau culori, îmi cumpărau pânze, îmi făceau la ăsta rame și lucram. Și mi-l-a pus scria banii. Vezi, Doamne, că îmi dă curent, că îmi dă apă caldă, că îmi dă mâncare, că îmi dă unde să dorm. Eu la pușcăria bani, m-am liberat sărac. Pușcăria e plină de tablourile mele, mănăstirea. E plină de lucrurile mele, pe toate scrie Adrian Bogăriu, Adrian Bogăriu. Dacă nu ai adresă, dacă nu ai unde să stai, îți face bunetim provizoriu. Pe baza la de buletinul provizoriu nu pot să merg dincolo. Soția mea, fetița mea, sunt dincolo. Nu pot să merg la ei. Am zis, mai bine nu mai fac. Dom'le, unde locuiți? Păi n-am unde. Deci nu poate să-mi facă domiciliu stabil. Nu, ce scrie în buletin? Unde locuiți? Domiciliu stabil. N-am. Nu am buletin și nici nu-mi fac. Nici nu-mi fac. De ce? Eu nu sunt de aici, sunt brașovean. M-am dus să-mi fac certificatul de naștere. 1 milion. Pe unde sunt? 1 milion. M-am dus să-mi fac pozele, 15 lei. După certificatul de naștere trebuie să stau 30 de zile. După buletin, iară trebuie să mai stau 30 de zile. Rotund, 60 de zile. Păi ce-am făcut? Bă, fraților, suntem români, nu trăim pe lună. În 2 zile, dă-i mă la om buletinul, că e cetățean al României, născut, crescut în România. Nu-l ții 2 luni. Dimineața nu mă trezesc, eu mă trezesc de patronul, că stăm aici, unde sunt jocurile mecanice, și vine patronul la lucru și mi-e rușine, no, să nu mă vadă că dorm acolo pe ciment, că dormim pe un ciment, avem o plapumă, no. Și pe mine mi-e rușine, no, de el. Apoi ne adunăm repede chiloței, să zic așa, și plecăm. Și plecăm unde? Plecăm în parc, pe bancă. Mai bine câte o femeie, ori îmi dă 1.500 lei, ori îi dă lui Cătălina. Da. Asta. Când mi-a venit iară un prieten și mi-a dat carne congelată. Ce să fac cu ea? Unde să fac foc? N-am moală, n-am cratiță, n-am tigaie, n-am nimic. Nu, unde să fac? Mi-aș face foc și lua un băț, cum făceam pe vremea Ceaușescu, și îl prăjeam la foc. Dar unde? N-am unde. N-ai ce să spui la nimeni. Se duce Cătălina, că v-am spus că ea se duce să ceară un leu. Se duce și îi spune, dă-mi un leu, că mi-e foame, n-au. Du-te la muncă. Atunci ce să-i spun la omul ăla? Problema e alta. Problema e că sunt bolnav, mă dor tare rău picioarele. Problema e că am 53 de ani și nu mai pot să fac nimic. Să știți că nu beau de bucurie. Beau noi cas, beau de foame, beau de frig. Nu e vorba că nu se gândesc, te judecă. Nu mai citește nimeni Biblia. Și asta e tare rău. Nu-ți judeca aproapele, iubește-ți aproapele. Pe unde să ajungem? În iad? Păi suntem în iad. Da, că Doamne Iisus l-a aruncat pe dracul, l-a aruncat jos. Și El ne conduce. Uite, de-aia fumăm, de-aia bem, de-aia
Nu, nu mai ne iubim unul pe altul. Mai nu am voie să intru în biserică. Preoții nu intră în biserică. Stai afară și ascultă slujba. Dar de ce sângele fratelui tău e pe mâinile tale? Pe l-am văzut pe popă cu tigările în buzunar. Și mă întreabă popa, zice, mare ea, zice, ai citit Biblia, o știi de la cap la coadă, zice, de ce îl desenezi pe Dumnezeu cu barbă? Poate nu a avut barbă. Poate era mic și copășat. Tu îl desenezi cu barbă, l-ai văzut vreodată, că nu l-a văzut nimeni pe Dumnezeu. S-a auzit vocea lui, s-a arătat în chip de porumbel, dar nu l-a văzut nimeni. Da, pe Iisus, da. Tu de ce îl desenezi cu barbă? E prost. Ma! Și dreptate au avut. Păi da, nu s-a arătat Dumnezeu pe pământ. Iisus, da. Dar Dumnezeu nu. Atunci de ce îl desenam eu cu barbă? Și de ce la toate picturile, mănăstirile, Dumnezeu îl vedeți cu barbă? Nu cred în Dumnezeu. Secrete nu am. Pentru că v-am spus, el nu are barbă. Și atunci de ce îl fac cu barbă? De ce să cred în el? Unde e Dumnezeu? Nu este. Să învățat. Să vină lângă mine, să stăie cum stai dumneata. Numai că ea lucrează dincolo. E căsătorită dincolo. A avut accident, ce bărbașul s-a rupt picioarele și nu poate să meargă, merge în călător. Nu poate, că nu poate să-l lasă pe bărbașul. Îi facă baie pe el să-l schimbe când face bifuri. Să nu facă ce-am făcut eu, niciodată. Să nu omoare om. Fiecare, dacă își găsește un loc de muncă să lucreze, să-și vadă prin vieți de familia lor, de soțiile lor, de casa lor, cu toate că e foarte greu la noi. Thank you for taking the time to hear his story. How should we make Adrian's life easier? Let me know in the comments. Till next time, this is How You Can Help.